Bine v-am regăsit, suntem la Sens Direct, partea a doua. Vă spuneam ceva mai devreme că cei de la Socialdemocrați s-au strâns la oaltă, mai mulți astăzi, și au prezentat listele cu candidați pentru parlamentare. Înainte de asta însă, dragi prieteni, aș vrea să încep cu o informație interesantă, în măsura în care sănătatea ne interesează pe toți, sănătatea fiecăruia dintre noi, că ce e mai grav decât dacă ai probleme cu sănătatea? Toate, peste toate poți să treci, inclusiv că soacra e urâtă, că te suduie când vii acasă, că nu-i place cum folosești toaleta și așa mai departe. Dar dincolo de asta, dacă te înțeapă cumva în dreapta, e nasoală treaba. Așa că sănătatea e foarte importantă. Și acum, trecând la lucruri serioase, că vorbim despre lucruri serioase, Spitalul Municipal care se conturează, există un proiect, am vorbit de foarte multe ori despre asta cu nenumărate persoane invitate aici la emisiunea de față. Ei bine, spitalul ăsta municipal care e în stadiul de proiect, s-au făcut niște pași, în spine s-a găsit terenul, cineva, un cetățean de origine arabă care are afaceri pe aici, pe la Buzău, plătește un studiu de fezabilitate, mă rog, toate chestiunile astea, el se va face cumva către ieșirea în Buzău când se va face, dar după ce se va face, atenție foarte mare, se vor muta încet, încet cei din Spitalul Județean din Micro 14, frumos, și vor merge la Spitalul Municipal nou construit acolo, care va fi dotat cu aparatură de ultimă generație, mă rog, cu tot ce trebuie, și în felul acesta spitalul acesta județean, care a fost construit într-un timp record de către comuniștii aceia obtuzi, va deveni istorie într-un fel sau altul, ceea ce e un lucru perfect de salutat. Cum și când se vor face toate acestea, cu ce bani, vom mai vedea. E un proiect pe care, sigur, cei de la PSD, care sunt maestri în lansarea de teme cu astfel de ocazii, astfel încât să ne agațe și pe noi, ceea ce au și reușit să facă, adică să popularizăm această informație. Deci schimbarea, sau, mă rog, noutatea în proiectul Spitalul Municipal este faptul că el va deveni un spital mare județean cu multe lucruri în jurul lui, cu parcări, cu subterane, cu probabil și cu heliport, cu doctori mulți și foarte buni, cu așezăminte pentru vârstnici, cu diverse alte lucruri, cu stație de benzină, cu cine știe ce o mai fi trebuit pe acolo, cu stație de încărcare a mașinilor electrice și toate celelalte, iar spitalul județean, sigur, mutându-se toți de acolo, am transformat spitalul municipal într-un spital județean și pe cel județean îl vom transforma în niște ruine dacă nu se va ruina el singur până atunci. Și gata, asta a fost informația de bază. O să avem o declarație aici a domnului primar Toma, care explică ceea ce v-am spus eu, dar cu cuvintele domniei sale, care sigur sunt mult mai alese decât ale mele. Dacă e pregătită această declarație a domnului primar Toma în legătură cu spitalul, aș vrea fiul meu Alex să o pui în undă. Domnul Mona Matache va fi viceprimar până va deveni deputat. Este normal să fie așa, pe listă apare ca viceprimar acolo și e calitatea în care pleacă să candideze. A făcut foarte multe pentru Buzău, așa cum spunea și domnul președinte Luciano Mașcanu. Se poate și un spital? Eu îmi doresc, este visul meu și de aceea am și conflicte cu domnul manager de spital. Avem multe conflicte pentru care... Pozitive, constructive, nu da. Pozitive. Pozitive. În perspectivă ne-am propus și să am avut deja discuții să avem și secția ale Universității de Medicină și Farmacie la Buzău și în aceste condiții, pentru a rezolva inclusiv problema cadrelor medicale, având în vedere că autostrada va scurta drumul București-Buzău, va fi în jur de 40 de minute, dacă calculăm în minute. Vom avea oricum locuințe pentru medici, vor fi construcții care vor ajuta foarte mult și personalul, dar și există un interes mare al mediului academic. Dar auzit finanțare, că asta era problema. Important este că cu siguranță au găsit finanțare și vor face acest spital. Problema mare, toată lumea, nu numai în România sau în Buzău, este resursa umană. Și este important să spun că există interes pentru mediul academic să vină să dezvolte aici o activitate medicală de excelență. Un interes mare al mediului academic. Dar găsit finanțare, că asta era problema asta. Important este că cu siguranță au găsit finanțare și vor face acest spital. Problema mare, toată lumea, nu numai în România sau în Buzău, este resursa umană. Și este important să spun că există interes pentru mediul academic să vină să dezvolte aici o activitate medicală de excelență.
În perspectivă ne-am propus și am avut deja discuții să avem și secții ale Universității de Medicină și Farmacie la Buzău și în aceste condiții, pentru a rezolva inclusiv problema cadrelor medicale, având în vedere că autostrada va scurta drumul București-Buzău, va fi în jur de 40 de minute, dacă calculăm în minute, vom avea oricum locuințe pentru medici, vor fi construcții care vor ajuta foarte mult și personalul, dar și există un interes mare al mediului academic. Dar auzi finanțare, că asta era problema. Important este că cu siguranță au găsit finanțare și vor face acest spital. Problema mare, toată lumea, nu numai în România sau în Buzău, este resursa umană. Și este important să spun că există interes pentru mediul academic să vină să dezvolte aici o activitate medicală de excelență. După părerea mea și a domnilor, se va închide treptat și vom funcționa cu un singur spital modern care va îndeplini toate condițiile necesare funcționării. Noi încercăm să facem ceea ce se face peste tot, după 50 de ani în spital trebuie vedeva. Bun. Am recunoscut-o și pe doamna Carmen Orban. Este locul 2. Este locul 2 la lista pentru Senat, după domnul Romașca. O să vorbim imediat despre liste și ordinele pe liste, ordinea pe liste pentru candidații PSD-iști. Doamna Orban a spus de 3 ori, am numărat eu aici, că s-a găsit finanțare pentru spitalul ăsta în care se va face. O să am un semn de întrebare în legătură cu finanțarea asta, dacă s-a găsit sau nu. Sper să se fi găsit. Am reținut și o să rețin această declarație a doamnei Orban. Domnul Toma a mers și mai departe și ne-a spus că aici vom avea și o filială a Facultății de Medicină, Carol Davila probabil, astfel încât spitalul va fi și spital universitar aici la Buzău și spitalul județean se va desființa. Bun, de urmărit toate aceste declarații, cum se vor transpune ele în fapte, ca să folosesc un clișeu de pe vremea tovarășului Nicolae Ceaușescu, atunci totul se transpunea în fapte. Sperăm că așa cum lucrurile să se transpună, da, în fapte. S-au făcut, cum spuneam, niște pași, ăștia sunt de salutat. O să vedem cum merg lucrurile pe mai departe. Așa cum să intrăm în partea politică a evenimentului organizat de PSD Buzău. Și avem aici o știre care ne spune că o găsiți și pe Șansa News, o puteți consulta foarte lesne. Spune știrea noastră că marele absent al evenimentului de astăzi a fost domnul Ciolacu, președintele PSD și candidatul la președinția României din partea social-democraților. El a lipsit astăzi în mod motivat, după părerea mea. Eu cred că n-a lipsit nemotivat. Că îl punea domnul Romașca nu absent, îi trecea în catalog, dar nu. A lipsit cu treabă. Așadar, avem lista pentru Camera Deputaților, lista pentru Senat. Începem cu lista pentru Camera Deputaților. Aici avem așa pe domnul Ciolacu pe locul întâi, pe domnul Petre Emanuel Neagu, actualul președinte al Consiliului Județean, nu mai are mult pe această funcție, și pe locul 3 domnul Lungu. Este lista pe care o știm mai de mult. Avem acolo și fotografiile aferente într-un carton realizat cu măiestrie de către colegii mei. Bun, am zis așa. După aceea, tot la Camera Deputaților, pe locul imediat următor va fi domnul Florin Ceparu cu C, administrator public la Primăria Municipiului Râmnicu-Sărat. Domnul Florin Ceparu este de meserie funcționar public, am citit eu aici în tabelul aferent. Nu se știe dacă, nu e foarte clar, se pare că locul domnului Florin Ceparu nu este eligibil în forma actuală a listei cu domnul Ciolacu în capul listei. Dacă domnul Ciolacu devine președinte, domnul Ceparu urcă pe lista PSD pentru Camera Deputaților și în condițiile astea domnia sa va fi deputat de Buzău. Mai sunt pe listă domnul Teodor Cojocaru, inginer diplomat, am înțeles că este domnia sa, nu știu dacă în ordinea asta neapărat, sau diplomat, inginer, nu sunt foarte lămurit. Este consilier local PSD la municipiul Buzău, Eduard Coman, este și domnia sa următorul pe listă, și apoi domnișoara Briana Ioniță, este consilier județean, este o domnișoară care am înțeles că a lucrat pe la niște ambasade,
și acum a devenit consilier județean, a fost promovată de la ambasadă la județ la Buzău. Și domnul Dan Popescu, adjunctul inspectorului școlar general, inspector general școlar adjunct, încheie această listă, nu toate sunt eligibile. La Senat îl avem deschizător pe domnul Lucian Romașcanu, președintele filialei județene, președinte ales al Consiliului Județean Buzău. Aici domnia sa și este și o declarație, s-a vorbit mult în spațiul public despre faptul că domnul Romașcanu va candida și va deschide această listă. Lucrul acesta s-a și întâmplat, am fost primul din media care am spus asta și mă mândresc pe undeva că am avut dreptate. Explică domnul Romașcanu dacă ar fi să aleagă între ce și ce ar alege, adică va rămâne președinte la Consiliul Județean sau va deveni ministru, cum se vehiculează. Domnul Romașcanu a dat un răspuns politic. Sigur, noi putem înțelege că domnul Romașcanu, cu notorietatea sa câștigată și în calitate de purtător de cuvânt al PSD Central, trage lista în sus. După domnia sa vine doamna Orban, cum vă spuneam, buzoiancă, consilier, medic, consilier la cabinetul primului ministru pe probleme de sănătate în mod clar, este medic la Spitalul Universitar București. Mai e domnul Laurențiu Țepeluș. Domnul Țepeluș devine eligibil pe locul 3 la Senat, profesorul Țepeluș, dacă domnul Romașcanu urcă, lasă loc liber și devine ministru. Da? Cam asta este ideea cu domnul Romașcanu, pe care a admis-o și domnia sa, așa mai mult sau mai puțin direct în toate declarațiile făcute. Hai să ascultăm declarațiile care le avem pe partea politică. Începem noi așa cu domnul Romașcanu, să vedem ce zice domnia sa pe tema aceasta. În mod normal am venit la Buzău ca să rămân la Buzău. Este o decizie de strategie politică, nu e numai la noi. Domnul Bolojan, de exemplu, candidat de ședință pe primul loc. Cred că primarul nostru din Sălaj, din Zalău, candidează. Este o decizie de strategie politică, este vorba de notorietate, de sprijin al echipei. Orice este posibil. Eu, în proporție de 99-99%, am venit la Buzău ca să stau la Buzău. Dar viața e lungă și plină de surprize. Oricine dintre noi care suntem pe liste și care ajungem în anumite poziții, putem fi solicitați pentru alte poziții. Asta nu știu eu să vă spun de acum. Dar ce le spun buzăuia este că am venit la Buzău pentru a sta la Buzău și sprijin lista și pe colegii mei pentru a avea un scor cât mai bun la alegeri. Domnul Mona Matache va fi viceprimar până va deveni deputat. Este normal să fie așa, pe listă apare ca viceprimar acolo și e calitatea în care pleacă să candideze. A făcut foarte multe pentru Buzău, așa cum spunea și domnul președinte Lucian Romașcanu. Are o bază de pregătire educațională extraordinară. Practic, Buzău a înflorit în ultimii 4 ani pe educație și pe cultură, a coordonat programele pe partea asta, inclusiv în zona asta socială. Și sunt convins, mă întrebați de fapt cine va fi viitorul viceprimar. Nu vă pot răspunde acum. Pe 24 la ora 11 vom avea... Nu pot să vă răspund în momentul ăsta. Sunt vreo 6 viceprimari. Da, ne-a explicat domnul Romașcanu că prezența domniei sale pe pole position, pe lista de Senat, este o strategie, o procedură strategică pentru ridicarea listei, deci ce am înțeles și noi din capul locului. Sigur că am omis-o și îmi cer scuze de pe lista cu locurile eligibile pe viceprimărița. Oana Matache este pe locul 4, ori PSD ia aproape cu siguranță 4 locuri de deputați. Deci va lăsa locul liber la viceprimăria Buzăului, unde va fi promovat un alt consilier PSD în viitoarea arhitectură care va fi bătută în cuie printr-o ședință solemnă de investire, cum s-a întâmplat și la Consiliul Județean. O să vedem cine este următorul viceprimar. Menține suspansul domnul Toma și spune o să vedeți pe data de 24 la sala 24. Se potriveală.
și în felul acesta o să vedem cine va, cine va face tandem, ca să zic așa, la capitolul viceprimar sau pe bicicleta viceprimarilor, alături de domnul Ionuț Apostu, care este viceprimar de drept, ca să zic așa, așa cum în Senatul Roman erau senatori de drept, așa și la Palatul Comunal avem viceprimar de drept în persoana domnului Ionuț Apostu. Și cu asta am cam acoperit evenimentul. Alături de noi domnul Vasile Minică, lider cartel Alfa la Buzău, domnia sa, calitatea de alegător, se uită ca și mine pe liste, gândește și va merge la vot. Domnul Minică, simțiți parfum de campanie electorală în care, din care noi cetățenii să fim informați despre persoanele care sunt pe liste, despre, hai să zicem așa, rotund, oferta electorală. O simțiți campania cum vine? Simțiți că vă creează deja încet, încet emoția necesară de a merge cu grăbire la vot? Vă salut. Bună seara, bună seara tuturor. Să știți că vă aud foarte slab eu, nu știu ce se întâmplă. La 55 de chile câte mai am, ce să mai... Asta e viața. Ziceam că simțiți așa emoția de dinaintea votului, trepidația campaniei electorale care aproape că a început, sigur, suntem în precampanie, dar asta e mai importantă decât campania electorală. Poți spui mai multe în campanie de ca înstrânge instituția. Așa că sunteți pregătiți pentru vot? Asta întrebam. Să mergeți cu grăbire? Da, da, da. Eu personal sunt pregătit și cred că și cetățenii. Ceea ce mă surprinde în această campanie electorală, am impresia că actorii nu sunt atât de pregătiți, pentru că văd tot felul de lucruri care creează o anumită stare de neîncredere a cetățenilor care vor merge la vot. Lucruri care cetățenii nu le așteaptă. Niște evenimente în rândul partidelor care nu le fac cinste, care slăbește încrederea electoratului, dar cu toate astea să știți că românii și electoratul s-au deșteptat și eu zic că au și, cum să spun eu, dorința de a vota și de-abia așteaptă să meargă la urne, să aleagă reprezentanții care cred și care speră să-i reprezinte corect și în interesul lor și sper ca și actorii, politicienii, până la momentul efectiv al votului să transmită mesajele cele mai importante, platforme și așa mai departe. Văd că la Buzău în ceea ce privește campania, ea se vede cu ochiul liber, mai ales că apar și aceste întâlniri de care dumneavoastră vorbeați mai devreme cu privire la Spitalul Municipal și multe alte acțiuni. Să sperăm că toate lucrurile astea se vor și realiza după ce vom merge la vot. Simt așa cum trepidați de nerăbdare să mergeți la urne. Acum, sigur, glumesc un pic că n-are rost să fim închistați. Sigur că da, dar vă simt. Eu n-am aceeași trepidație, dar nu știu de ce. Nu m-am înfierbântat așa absolut deloc, să știți. Eu mă uit așa la televizor seara ca fiecare să mă informez cu ce se mai întâmplă, cu ce se mai... vede pe la, prin spațiul ăsta politic și cei cu care mă mai cunosc sunteți o excepție, trebuie să mărturisesc. Nu prea par așa hotărât să se ducă la vot. Nu văd această emulație pe care o găseam prezentă prin anii 90, când lumea se ducea în proporție de 80-90%, vă aduceți aminte, la vot, chiar în 90, când a fost... Acum, eu nu mai simt chestiunea asta și eu nu știu dacă problema e la mine sau problema e la oferta care mi se prezintă. Nu-mi dau seama. Eu sunt convins că aveți dreptate, că nici oferta nu mai este atât de, cum să spun, convingătoare, dar în același timp trebuie să recunosc ca formator de opinie, ca om care mă interesează până la urmă ce se întâmplă cu noi ca țară, cu noi ca cetățeni, trebuie să transmitem mesaje pozitive cetățenilor,
pentru că democrația înseamnă prezență la vot, înseamnă alegerea liberă și stabilitate. Ori trăim niște vremuri complicate, din punctul meu de vedere, și nu trebuie să le mai repet, că toată lumea le știe, și cred că este foarte important să, prin votul nostru, să creăm o guvernare stabilă, sigură și în care să aibă încredere electoratul. Și dacă nu vom merge suficient de mulți la vot, credibilitatea alegerilor este discutabilă. Ori lucrul ăsta cred că orice cetățean nu și-l dorește, pentru că ne dorim să ne fie mai bine, să meargă țara spre direcția bună, da, să creăm pentru viitorul copiilor noștri un climat sănătos. Mă rog, așa, cum să spun, ca principiu sunt absolut de acord cu dumneavoastră că și noi, ăștia care mai apărăm așa și mai spunem câte una alta prin spațiu public, cum mi se întâmplă mie de două ori pe săptămână, să îndemnăm ca oamenii să se implice în acțiunea asta democratică numită votare. Da? Dar totuși, nu văd, poate că mai târziu, poate că suntem la început, nu s-a creat acea emoție, că se vorbește foarte mult despre crearea de emoții, numai la noi. Și în lumea largă, în democrația asta de tip liberal, în care suntem și noi înglobați, nu peste tot în lume, sau cel puțin în Europa, mai cu seamă, în America, mă rog, e altfel, acolo se votează altfel, nu putem să ne comparăm, dar în Europa, cu care ne comparăm, în Franța, na, nu e foarte mare prezență la vot. A fost acum în Franța, că, mă rog, s-a creat tot așa o stare de emoție ultima dată la ultimele alegeri. Da, nu, da, cred că mai există starea aia de emoție. Au dispărut doctrinele, au dispărut dezbaterile concrete. Acum văd foarte multă bavură dintre asta, foarte multe zorzoane și clopoței în discursul politic, decât concretețe și, cum să spun, program. Pe mine m-ar interesa, de exemplu, de la candidații la președinție, ce au de gând să facă cu țara asta, având în vedere faptul că cum va acționa diplomatic România, cum se va menține diplomatic în România și pe baza cărui proiect, astfel încât să nu intrăm naibii în război, de care mi-e frică cel mai tare. Că avem în Orientul Mijlociu, da? Cu posibilități de extindere, da? Că tocmai se gândeau ăștia izraelienii să atace Iranul și tot anunță chestiunea asta și probabil se va întâmpla. În, aici, peste drum, peste graniță, imediat avem între ruși și ucrainieni nenorocirea aia care nu se mai termină. Lucrurile sunt complicate. Economia merge prost inclusiv în Germania. Dar foarte prost merge în Germania. Adică, mai ales în Germania, care și, era motorul, da, ce, Europei. Cum gândim noi pe termen mediu chestiunea asta? Pentru că dacă Germania merge foarte prost, partenerul nostru cel mai important economic din Europa e Germania. Bun, ce strategie... Sigur, o să spună cineva, ăsta e discurs de premier. Păi de premier, dar președintele și premierul trebuie să găsească niște formule să înțeleagă la un moment dat și să ducă țara unde trebuie să o ducă. Da? Că sigur, așa... sigur. Sigur că da, așa este și eu spun un lucru de care foarte multă lume se ferește. Să știți că și politica a devenit o profesie și oamenii cu experiență și care au și chemare către domeniul ăsta și aplecare și mai ales nu vorbesc de dragul de a vorbi, ci încearcă să rezolve problemele cu care se confruntă țara asta, ar trebui să, cum să spun, să fie mai vocal și să încerce să convingă electoratul că ceea ce propune ei e o soluție pentru viitorul acestei țări. Ok, mulțumesc foarte mult, domnule Minică, să așteptăm completarea celorlalte paliere cu candidații, popularea tuturor listelor și, sigur, întreaga ofertă, să o vedem rotund așa pe masă, să ne gândim, să vedem ce o face cu parlamentarii, cu președintele și așa mai departe. Eu cred că sigur. Trebuie făcut, mulțumesc foarte mult, eu cred că trebuie făcut în așa fel încât România să se descurce, indiferent cine va fi la un moment dat un președinte sau un parlamentar sau un guvern. Și asta se face prin măsuri sănătoase din punct de vedere economic,
întărirea economiei. Chestie extraordinar de complicată, pentru că economiile suferă în mod global. Acum sunt foarte puține țări care prosperă din punct de vedere economic în lumea asta în aceste momente, din vari motive. În fine, mă tot uit pe telefon așa și să văd când vine uraganul, că știți, asta cu uraganul mi-a scăpat. Data trecută venise ciclonul, cum se cheamă, Alex, ciclonul de data trecută? Ashley era numai în România, în altă parte n-a apăruse, dar era numai la noi, la meteo, Ashley. Ăsta zicea că ne mătură țara, nu ne-a măturat nimic. Ăștia, măturătorii de la Buzău, care au auzit de Ashley, n-au mai măturat nici ei, că a zis că vine Ashley și mătură. N-au mai măturat în zilele alea. Așa. Nu vine, nu o să fie nicio nenorocire. Era, aseară era, zice, domne, m-am uitat la televizor. De vineri, de sâmbătă, temperaturile scad dramatic. Mamă, dramă, zic. Adică cum dramatic? Păi adică de la 28 de grade, cât era maxima în București, ajung la, scad dramatic cu câte 10 grade și ajung la 18 grade. Păi și ce e dramatic aici? Dramatic e că au fost 28 de grade, asta e dramatic. Și că, în mod normal, ar trebui să fie de la 18 în jos, că suntem în octombrie acum. Dar scad dramatic. Înțelegeți cum s-a pus problema? Ca să nebunim cu toții, cum ne zic ăștia, și la meteo ne zăpăcesc de cap, ca să fie dramatic totul. Păi ce e dramatic dacă se ajunge la temperaturile normale din clima tempera continentală aici în România, cum am învățat la geografie în clasa 5-a, da? 18 grade în octombrie, e dramatic așa, e chiar dramatic, și 12 grade noaptea sau la 6 dimineața, nu nimic dramatic. Scad dramatic, adică, dar nu puteam să spunem că scad, nu dramatic, adică, dar ce suntem în Shakespeare, totul e dramatic, așa, dăm Batista. Mai fim și noi, totuși, ar trebui să ne uităm totuși la niște filme bune, la un moment dat, decât să vedem cât de dramatic scade temperatura, dar la televizor, așa. Trecem la sport. Sport și sănătate, aș zice eu. Vali Mocanu e trimisul meu special, nici nu știu cum să zic, trimisul meu special, Vali Mocanu, peste tot. Cred că așa e corect. Jurnalist sportiv, amicul meu de 30 de ani, care în aceste zile mă ajută de două ori pe săptămână sau de câte ori se poate, mergând cu telefonul lui minunat la locul faptei, acolo unde se face și se vorbește despre sport. Am zis eu așa prin vară că până când se întrețește campania electorală să pot să trec așa în revistă cam cum arată sportul buzoian la el acasă. Cam asta ar fi ideea. Și Vali a fost zilele trecute pe peste tot, a fost pe la tenis, acolo unde s-a format deja celebra, după părerea mea și pe bună de toate celebra, Alexia Tatu. Și am vorbit cu profesorul lui data trecută. Am fost la LPS și am vorbit cu directorul Cighir despre fotbalul juvenil. Am fost la handbal și am vorbit cu doamnele de acolo, antrenoare, da, foste glorie ale handbalului buzoian și nu numai, care acum, antrenoare fiind la copii, la fete, ne-au povestit ce se întâmplă acolo. Rachetul sunt de și noi cu tine, să știi. Salut, gata, ne auzim, ne vedem. E... Nici nu trebuia așa. Puteam, da, știu, puteam, să mai, puteam să mai dăm un rateu, că mai era loc, e de-abia fără 20. Nu-i nimic. Așa. Deci am venit în vizită la doamna Medina Tudor, Papuc, da, pe care noi doi o știm de o viață, de vreo 25-30 da, de ani. De când însă era atletă, alerga și sărea 400 de metri garduri. Da. Acum e director la Direcția Județeană de Sport și le are pale dânsii. Așa. Cu bani puțin, cu finanțare minimală, cu lipsă de posibilități să investească în sala sporturilor și na, cu problemele care sunt la toate agențiile păstorite de stat, Dumnezeu. E adevărat. O lăsăm pe dânsa că, da, că le știe mai bine decât mine. Să rămână, doamnă. Bună seara, domnul Gheorghe. Vă aștept cât de curând și aici în platou, dar până atunci vorbeam, întâmplarea face să fi vorbit cu cineva în zilele din urmă despre condițiile de a fi director pe o entitate de asta cum sunteți dumneavoastră, unde întotdeauna nu sunt bani. Tot ce aveți pe acolo e de întreținut și asta costă, energia costă, toate costă. În condițiile astea va trebuie să organizați și diferite evenimente sportive. Asta e treaba dumneavoastră acolo.
Dar chiar și așa, că asta spuneam, de exemplu, când mă întâlneam cu Dară Supă până să fim colegi, nu m-au plângea că el n-are niciodată bani. Îmi venea să zic, bă, hai că îți dau eu niște bani, numai nu mai îmi spune că la direcția de sport nu sunt bani acolo. Nu sunt bani, mă, că nu sunt bani, că nu știu ce, că uite, că s-a făcut, că s-a dat. Ok. Doamnă, ce aveți în proiectele imediat următoare de făcut? Așa ca organizare, evenimente și toate celelalte care țin, sigur, de direcția dumneavoastră. Vă ascult. Ce avem noi de făcut? Da. În momentul de față suntem într-o incertitudine, în sensul că nu știm exact ce o să se întâmple cu această direcție județeană de sport, pentru că ne-am schimbat titulatura între timp, nu mai suntem direcția județeană sport și tineret, am rămas doar direcția județeană de sport. Și vorbesc de incertitudine pentru că se vorbește din anul 2021 de un proces de divizare parțială, după care de un proces de sau de o descentralizare. Și în momentul de față așteptăm să vedem ce vor face cei care ne conduc și cu instituția pe care eu o reprezint astăzi aici la dumneavoastră. Păi bun, în mod concret, direcția de sport din acest moment pe care conduceți, ce trebuie să facă și ce poate să facă? Că, na, la banii pe care îi aveți, trebuie să îi drămâiți așa cum puteți ca să țineți funcțională. Da, ce-i în jurul dumneavoastră. La banii pe care da. Nu-i avem, mai bine spus. Sau pe care, da, din păcate. Da. Ce să vă zic, în ultimii 2 ani de zile bugetul pe activitate sportivă la noi a fost zero. Vorbesc de subvenția venită de la stat, respectiv de la Agenția Națională pentru Sport. Ce am făcut noi între timp? Ne-am descurcat din venituri proprii, pentru că suntem un caz fericit, să zic așa, pentru că avem o sală polivalentă în administrare care ne aduce ceva venituri și de acolo ne putem gospodări și pe întreținere și funcționare atunci când banii lipsesc de la subvenția de stat. Bun, dar ce ar trebui să faceți dumneavoastră ca direcție? Adică ce ar trebui să organizați, ce ar trebui să faceți? Sala, într-adevăr, e un caz fericit că o mai închiriați, bine, echipe se antrenează, se joacă acolo, mă rog, și la alte activități artistice sau nu știu mai de care și iese un ban cu care întrețineți structura asta cu salariații și cu dumneavoastră și cam atât, că mare lucru nu mai puteți să faceți după aia, nu? Da. Vă rog. Da, păi cum spune și titulatura, Direcția Județeană de Sport, ar trebui să ne ocupăm de sport. Eu sunt angajată aici pe un post de inspector de specialitate, respectiv de sport. Trebuie să facem acțiuni sportive, să mergem în școli. De fapt, asta făceam noi când aveam un buget generos. Dacă mi-aduc bine aminte, prin 2014-2015 aveam pe an câte 300 și ceva de acțiuni sportive făcute în școli, în școlile din atât din municipiu, din urban, cât și din rural. Da. Deci aveam activitate, făceam foarte, foarte multe acțiuni. Aveam și bani pentru sportul de performanță, susțineam sportivii cu o alimentație, indemnizație de efort pe lângă activitățile din școli. Lucru care astăzi lipsește cu desăvârșire în ultimii ani și mă doare foarte tare pentru că eu la rândul meu sportivă primeam de la Direcția Județeană de Sport, primeam indemnizație de efort. Da. Îmi aduc aminte cu drag, zic, wow, zic, o instituție publică, zic, apreciază munca mea și mă susține. Același lucru vreau să fac și eu pentru sportivii noștri, pentru că știu câtă muncă depun și cât sacrificiu fac pentru a aduce rezultate notabile Buzăului și României prin competițiile internaționale. Și m-aș fi dorit din suflet să fac asta pentru ei, dar din păcate fondurile lipsesc. Și facem și noi ce putem. De făcut facem, n-am limitat la sportul pentru toți. Facem acțiuni, chiar și fără bani. Le facem. Orică facem în sala sporturilor, noi venim cu aportul de punere la dispoziție a sălii, orică mergem în școli, dar nu mai dăm premiile de altă dată, na, găsim înțelegere. Da. Copiii fac mișcare, dacă ne văd acolo, dacă îi angrenăm în activitate, răspund pozitiv la apelul nostru. E adevărat, dar nu merge numai așa cu muncă voluntară, pentru că
acum în actuala conjunctură suntem o țară capitalistă. În capitalism orice costă. Nu, înainte făceam așa. În comunism era averea tuturor, mă rog, de acolo până acolo se aplatizau lucrurile și se mergea înainte. Era altă paradigmă. Nu? Acum nu mai merge. După 30 de ani, dacă vrei să ai un... Uitați cum a spus dumneavoastră, un atlet foarte bun. Ăla trebuie susținut, atletul, știți foarte bine. Omul ăla consumă, adică trebuie să fie hrănit foarte bine. Da? Mâncarea sănătoasă și consistentă costă. Costă bani. Nu poți să mănânci numai așa orme. Da? Nu merge asta. Nu poți să faci sport. Un echipament, costă recuperarea un minim... medicală, costă kinetoterapia, costă fizioterapia, costă și alte chestii. Exact. Saunele, masajele, la sport sunt și alte chestii care costă echipamentul de efort, vitaminizare. Corect, sunt foarte importante. Echipamentul sportiv care trebuie să fie de o anumită calitate, că nu poți să te îmbraci numai din Gorbaciov. Adică cluburile fiecare în parte, dar... Dar prima asta, nu prima, cum îi spune, indemnizația olimpică, ceva așa de genul, nu? Care se plătea lunar, asta nu mai este. Nici asta nu se plătește de către noi, se plătește de către federații sau de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român, de acolo vine prima olimpică, dar aveam și noi aportul nostru, da, în sportul de performanță. Da. Din păcate, acum nu-l mai avem. Nu-l mai aveți. Acum, eu nici nu-mi dau seama, poate că Vali are o perspectivă mai largă asupra situației, eu nu-mi dau seama până la urmă ce vor să facă ăștia cu descentralizarea asta. Poate că vor să desfințeze la un moment dat direcțiile astea, deși nu prea cred, trebuie să existe așa ceva. Dar numai de dragul de a face descentralizare, descentralizarea s-a concretizat în multe locuri în țara asta până desfințarea unor locuri care nu trebuiau desfințate, dar au apărut acolo la nivel local niște alte entități dintre astea mari consumatoare de bugete de astea locale. Mă rog, s-a luat dintr-un buzunar, s-a pus într-altul. Da, se tot vorbește de importanța sportului în rândul copiilor, în rândul oamenilor în general. Dar apar rezultate bune la nivel internațional și aduce cineva aminte și de sport, că în general... Da. Nu prea. Da, avem în schimb, o întrerupe pe doamna director, avem în schimb și o floare care a răsărit aici la Direcția Județeană de Sport, tabăra de la Poiana Pinului. Da. Da, vorbim de un lucru ce s-a concretizat în această vară. Respectiv am redeschis centrul de agrement Poiana Pinului cu eforturi foarte, foarte mari. Dar am reușit. În această vară am avut în jur de 1800 de copii, de tineri, cazați în centrul nostru de la Poiana Pinului. Locația aia chiar are adresabilitate, într-un loc foarte potrivit amplasată ea acolo și e de tradiție. Mă durea sufletul așa să o văd părăsită. Bine că ați repus-o pe picioare și cred că am văzut chiar la noi la televizor un reportaj sau nu mai știu unde. Arată chiar bine, decent acolo locul acela, chiar se poate face sport. Din păcate, nu prea mai mă avem... Mă bucur că așa se vede din afară, dar... Cu muncă. Lucrurile luate în amănunt, nu, lasă de dorit. Știți cum? Mi-am asumat un risc foarte mare deschizând centrul de agrement, pentru că nu au fost toate cum mi-aș fi dorit eu a fi puse la punct, pentru că iar ajungem la lipsa... fondurilor materiale. Ne-am descurcat cu ce am putut, pentru că am avut un contract și a trebuit să-l onorăm, respectiv cu Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, care ne-au solicitat cazare în centrul nostru de agrement. Și a trebuit să facem toate demersurile ce au ținut de noi pentru a-l redeschide. Am reușit cu suport din mai multe părți, nu am fost singură în acest demers, colegii mei de la direcție, cele două colege de la Poiana Pinului și aici instituțiile locale m-au ajutat foarte mult, fie că un sfat sau da, am fost susținută de am reușit să deschidem. În schimb, nu, trebuie investiție majoră acolo, nu se poate așa. Da, deschis, da, am funcționat două luni de zile, dar pentru a fi funcțional în permanență, pentru că e un centru care poate funcționa și pe sezonul rece, nu doar sigur. În vacanța de vară, doar pe sezonul cald. Trebuie investiție, trebuie
Bun. Să vedem, poate la un moment dat să găsește un proiect într-un fel sau altul pentru a moderniza. Într-adevăr, ea e proiectată și executată cu 30-40 de ani în urmă. Ce 30? 50 de ani în urmă. Sigur că trebuie modernizat în primul rând. Numai igienizarea să o faci, te costă de tendoaie. Că e și mare, exact. Nu e chiar micuță așa. Instalația electrică, instalația sanitară, la fel, au fost deteriorate, trebuie puse la punct. Anul ăsta, da, v-am zis, am cineva acolo sus m-a iubit. Ok, chiar a și pentru... bine, da, copiii s-au simțit bine, chiar și acum am rămas în relații cu câțiva dintre coordonatorii ce au pășit la noi în centru de agrement. Și de fiecare dată, după ce ne auzim, după ce vorbim, îmi mai mulțumesc încă o dată că au venit la noi, s-au simțit bine și bine, probabil că m-au văzut și pe mine implicată și am stat acolo cu ei și orice doleanță sau orice problemă au avut, am încercat să căutăm rezolvare și cred că și asta a contat foarte mult. Oricum, merită să primiți felicitări pentru simplu fapt că ați redeschis-o, ceea ce nu e puțin lucru. Vă mulțumesc, doamnă director. Vă mulțumesc și eu mulțumesc la rândul celor care m-au ajutat. V-am zis, okay. Nu am fost singură în acest demers, nu reușeam de una singură. Mulțumesc, doamnă director Medina Tudor Papuc, mulțumesc și colegului Vali Mocanu. Încet, încet așa începem să ne obișnuim cu jumătatea de oră de sport de la fiecare emisiune. Eu zic că facem un lucru bun, atât cât se va putea, vom continua. Sunt Doru Gheorghe, de aici se termină emisiunea Se Direct. O seară plăcută, la revedere!